Găsit! Eu sunt Anasta Matescu și coordonez pentru cel de-al patrulea an consecutiv programul european Meet & Code, organizat în România de Asociația TechSoup. În acest scurt tutorial, descoperim împreună cum completăm formularul de înscriere pentru un eveniment Meet & Code. Prin programul Meet & Code, anul acesta, organizațiile non-profit din țară pot să aplice pentru finanțări în valoare de 300 de euro pentru organizarea de evenimente exclusiv online care promovează și contribuie la creșterea competențelor digitale și de programare ale copiilor și tinerilor. Dacă aplicați pentru prima oară la o finanțare și nu știți exact cum să începeți și ce să completați în formularul de înscriere, acest scurt tutorial vă va ajuta. Pe parcurs, vă voi oferi și câteva sfaturi pe care să le urmați pentru a vă mări șansele de a primi o finanțare Meet & Code. Înainte de orice, vă invit să citiți cu atenție și în întregime condițiile de participare Meet & Code, pe care le găsiți pe pagina Despre, în colț dreapta sus pe platforma Meet & Code, la secțiunea Trimiterea aplicațiilor. Am intrat pe pagina Despre și mergem la secțiunea Trimiterea aplicațiilor. Aici găsim atât condițiile de participare, cât și răspunsurile la cele mai frecvente întrebări Meet & Code, pe care vă încurajez să le citiți și pe acestea înainte să aplicați. După ce ați parcurs pașii de creare a unui cont personal pe platforma Meet & Code, vedeți că eu sunt deja autentificată pe platformă și ați conectat acest cont personal cu organizația dumneavoastră, înregistrată și validată în programul TechSoup, veți avea acces la un formular prin care puteți să propuneți unul sau mai multe evenimente Meet & Code. Acest formular se găsește aici, în secțiunea Evenimente, propune un eveniment. Veți completa acest formular în limba română, folosind diacritice. Înainte să începeți să completați online formularul de înscriere, vă recomandăm să schițați toate informațiile despre evenimentul vostru pe o ciornă pe calculator. Revizuiți această schiță de câteva ori înainte să o transpuneți cu totul în formularul online. Vă recomandăm, de asemenea, să nu stați mai mult de 15 minute completând acest formular. În acest context, vă va ajuta și mai mult acea ciornă. Astfel, veți da doar copy-paste repede pentru secțiunile unde aveți cel mai mult de scris. Și acum, să parcurgem toate câmpurile formularului. Logo, poză pentru eveniment. Această poză trebuie să reflecte activitățile pe care le veți face. Ea trebuie să conțină cel puțin numele evenimentului, logo-ul asociației dumneavoastră, logo-ul Meet & Code și un element vizual din care să se înțeleagă tema evenimentului. Puteți folosi și logo-urile asociației TechSoup și logo-ul companiei SAP. Le găsiți pe toate în secțiunea Documente utile din contul personal de pe Meet & Code. Nu vă faceți griji, poza poate fi modificată ulterior dacă evenimentul va fi ales pentru finanțare. Înainte să creați această imagine, vă rugăm să răsfuiți și ghidul de identitate vizuală Meet & Code, ghid pe care îl găsiți tot în această secțiune Documente utile. Alegeți un titlu personalizat pentru evenimentul dumneavoastră, titlu care să reflecte activitățile pe care le veți face. Fiți creativi! În câmpul Descriere pe scurt, sintetizați într-o singură frază despre ce este evenimentul. Nu intrați în detalii pentru că aveți un spațiu limitat de caractere, 200, vedeți aici că este specificat. Din această descriere, oricine trebuie să înțeleagă ce v-ați propus. Descrierea va fi vizibilă pe platforma Meet & Code dacă evenimentul va fi finanțat în secțiunea Explorează. În câmpul Descriere pe larg a evenimentului, pentru că puteți folosi un număr maxim de 1200 de caractere, răspundeți punctual, în scris, la toate aceste întrebări. Este esențial să răspundeți la toate pentru a vă mări șansele de a primi o finanțare. Nu intrați în detalii precum activitatea generală a organizației, importanța tehnologiei sau planuri de viitor, după eveniment. De asemenea, nu propuneți activități pe care știți că nu le puteți sau nu vreți de fapt să le faceți
doar pentru că vă imaginați că juriul care va decide acordarea finanțărilor Meet & Code va fi impresionat. Propuneți doar activități pe care știți sigur că le veți face și care știți și credeți că vi se potrivesc vouă și mai ales beneficiarilor evenimentului pe care îl propuneți. Descrieți evenimentul în cuvinte simple, nepretențioase, care pot fi înțelese de oricine. Nu folosiți cuvinte sau concepte pe care de fapt nu le stăpâniți. În secțiunea Detalii despre utilizarea finanțării, detaliați cât de mult puteți costurile pe care le veți acoperi cu finanțare de 300 de euro Meet & Code. De exemplu, materiale educaționale, bunuri achiziționate, software, abonamente, servicii, onorarii, închirieri și așa mai departe pot fi exemple de lucruri pe care puteți să le acoperiți cu această finanțare. Această descriere nu va fi vizibilă dacă evenimentul va fi finanțat și poate să fie de forma X euro pentru elementul, pentru cheltuiala Y. Cea mai simplă metodă de a crea bugetul pentru evenimentul Meet & Code este să asociați un cost fiecarei activități și să vă răspundeți la întrebările: cine face activitatea, cât durează, ce presupune, ce îmi trebuie pentru fiecare activitate. În secțiunea Datele evenimentului tău, selectați datele și intervalele orare când v-ați propus ca activitățile evenimentului să aibă loc. Puteți să selectați și mai multe date dacă evenimentul noastră se va desfășura pe mai multe zile, nu mai multe intervale orare. La grad de dificultate, activități eveniment, selectați pentru ce nivel de cunoștințe sunt dedicate activitățile pe care le veți face. La grupa de vârstă a participanților, selectați care este intervalul de vârste a grupului țintă, participanții la evenimentul dumneavoastră. La numărul maxim de participanți, introduceți câți copii sau tineri vor participa la evenimentul dumneavoastră. Nu uitați că la eveniment trebuie să participe minim 10 copii sau tineri. La aplic pentru premiul din categoria, selectați categoria la care vreți să participe suplimentar evenimentul dumneavoastră în cadrul competiției Meet & Code. Un juriu internațional va premia 3 evenimente în cadrul fiecarei categorii. Evenimentul de pe locul 1 din fiecare categorie va câștiga un premiu de 2000 de euro. Găsiți descrierile detaliate ale acestor categorii în secțiunea Competiție, din colț dreapta sus. Bineînțeles, această participare nu este obligatorie și puteți selecta fără participare dacă nu doriți ca evenimentul dumneavoastră să fie luat în considerare pentru competiție, ci doar pentru finanțare. La detalii contact eveniment se va completa website-ul organizației non-profit care organizează evenimentul, dacă acesta există, sau pagina de Facebook a organizației non-profit și e-mailul persoanei responsabile de organizarea evenimentului Meet & Code în cazul în care acesta va fi finanțat. Ultimele 3 elemente de completat sunt aceste bife prin care vă asumați că ați citit, înțeles și sunteți de acord cu condițiile de participare Meet & Code și cele de protecție a datelor personale, că participanții la eveniment nu vor plăti o taxă de participare și că acceptați ca informațiile evenimentului dumneavoastră, Meet & Code, să fie publicate și pe website-ul Comisiei Europene, Europe Code Week, și sunteți de acord cu termenii și condițiile aferente referitoare la datele personale. După ce ați terminat de completat toate câmpurile, apăsați butonul Finalizează înscrierea pentru ca formularul să ajungă la noi, Asociația TechSoup. Odată trimis formularul, acesta o să apară și în contul dumneavoastră, în secțiunea Evenimente propuse. Veți primi de asemenea și un e-mail automat care vă confirmă trimiterea cu succes a propunerii de eveniment. Dacă aveți orice nelămuriri despre Meet & Code, scrieți-ne. Nu presupuneți anumite lucruri dacă nu sunteți siguri. Mai bine întrebați. Suntem la un mail distanță pe adresa de mail romania@meetandcode.org. Vă mulțumesc pentru atenție și abia așteptăm propunerile dumneavoastră de evenimente Meet & Code.